Înainte de a trece la analizarea substanțelor pe care ni le propunem a fi analizate, este bine să trecem și prin latura teoretică a problemei pentru a înțelege elementele cu care ne confruntăm. Așadar, ceea ce se cheamă ABC-ul antidrog se referă la niște termeni specifici domeniului antidrog, fără de care nu putem să înțelegem ce se întâmplă. Ne-am propus să analizăm pe rând aceste elemente care fac parte din acest ABC al drogurilor, respectiv ce înseamnă drog, dependență, toleranță, sevraj, supradoză. Și bineînțeles, este bine să începem cu începutul și anume ce sunt drogurile, nu de alta, dar antevorbitori de ai mei, de altfel foarte bine pregătiți, au omis această latură a introducerii, au analizat substanțele în amănunt, fără a ști exact despre ce se discută. Așadar, când ajungem la droguri, acestea sunt... Drogul este o substanță psihoactivă externă care poate provoca dependență. Vom analiza această definiție prin două exemple și anume aș vrea să răspundem împreună la întrebarea de ce nu este telefonul mobil drog. Bineînțeles, după cum se poate observa, nu avem de-a face cu o substanță. A doua exemplificare ar fi în ceea ce privește zahărul. Cu siguranță dă dependență foarte mare, este substanță externă, dar nu este o substanță psihoactivă, lipsește elementul de psihoactiv din definiție. Următorul termen pe care doresc să îl analizăm este dependența, care se definește ca fiind nevoia foarte mare, stringentă, de a continua consumul. Ca și forme, dependența este cea fizică sau cea psihică. Nu doresc să elaborez foarte mult această temă, ci este important pentru mine să transmit faptul că, în general, tinerii, când vorbesc despre dependență, au impresia că o controlează întotdeauna. Și de aici încep problemele. Toată practica și experiența ne spune că nu se întâmplă acest lucru. Toleranța se referă la adaptarea organismului la substanță, practic se obișnuiește cu această substanță. Voi exemplifica în cazul consumului de alcool, astfel pentru a obține aceleași efecte, dacă vei consuma în fiecare zi câte o bere, la sfârșitul perioadei de o săptămână, să spunem, va fi nevoie de două bere pentru a resimți aceleași efecte. Sevrajul sau sindromul de abstinență se referă la reacția organismului în momentul în care întrerupem consumul de substanțe sau consumăm o concentrație sau o cantitate de substanță mai mică decât are nevoie dependența noastră pentru a se autosusține. Se caracterizează de la ușoare transpirații, tremurături, stări de anxietate, atacuri de panică, stări de vomă, până în latura extremă, să-i spunem, unde resimt dureri foarte mari de oase, de articulații sau de cap și mușchi. Este interesant faptul că nu am auzit niciodată, în cazul sevrajului, vreo referire pozitivă la acest aspect. Supradoza intervine la consumul unei cantități sau concentrații de drog care pun viața în pericol. În cazul substanțelor care pot duce la supradozare, practic nu știm niciodată când se poate întâmpla acest lucru. Au fost situații înregistrate în care cantități minuscule de drog au dus la această supradozare, care poate fi în anumite situații fatală.